Conform rezultatelor oficiale ale alegerilor locale din iunie 2024, Consiliul Local Călimănești este format din 6 consilieri PSD, 6 consilieri PNL, 2 consilieri USR și 1 consilier AUR. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și precepterea mea pentru binele locuitorului orașului Călimănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pe lângă cei 15 consilieri, Florinel Constantinescu, primar ales de cetățeni, și-a preluat oficial mandatul, fiind al 4-lea mandat consecutiv în fruntea administrației locale. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Călimănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Îi invit pe doamna Simina Nistor, secretarul general al orașului, să-i îmâneze domnului primar eșarfa în calitate în culorile drapelului național al României, pe care are dreptul să o poarte în condițiile legii pe întreaga durată a mandatului. Stimate doamne, reprezentante ale instituției prefectului Vâlcea, stimați consilieri locali, dragi invitați, începem astăzi cu o nouă etapă în istoria administrației locale a orașului Călimănești. Facem acest lucru cu bucurie și cu optimism. Înainte de toate, țin să mulțumesc încă o dată Consiliului Local anterior pentru cei 4 ani de susținere a inițiativelor de modernizare și de dezvoltare a localităților noastre și să asigur că vom continua ceea ce am făcut împreună timp de 4 ani. Vreau să felicit pentru victoria electorală pe toți membrii noului Consiliu Local. Pregătim noi investiții publice pentru noul mandat. O nouă exploatare a apelor geotermale de mare adâncime și o bază sportivă de mari dimensiuni, la Seacă. Modernizarea școlii și construcția de la zero a unui cămin pentru copii, primul din Călimănești. Un nou nivel de încălzire a spațiilor publice și al locuințelor pe raza stațiunii. O pădure parc de 20 de hectare, organizată la standarde europene. O rețea de transport local și regional cu stații inteligente și mijloace de transport de ultimă generație. Modernizări de amploare ale căilor de comunicație, ale spațiilor publice și ale rețelelor de servicii. Profit de acest moment festiv pentru a reaminti tuturor celor care lucrează în administrația locală că datoria noastră este să comunicăm cât mai bine cu locuitorii orașului și să-i ajutăm să fie mulțumiți și mândri de localitatea lor. În finalul ceremoniei, noul Consiliu Local și primarul Florinel Constantinescu și-au preluat mandatele oficiale, angajându-se să lucreze în interesul comunității din Călimănești în următorii 4 ani.